Organizat sub coordonarea Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi din Iași, concursul a ajuns la cea de-a cincea ediție județeană, având sloganul Securitatea și sănătatea în muncă se desprinde pe băncile școlii. Din comisiile de examinare au făcut parte profesori de specialitate, iar coordonarea testărilor s-a făcut de către inspector de la ITM Buzău. Scopul acestui concurs este conștientizarea profesorilor și a tinerilor elevi, viitori lucrători, asupra riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională de la viitoarele locuri de muncă. Cea mai interesantă parte a evenimentului a fost proba practică, în cadrul căreia adolescenții au fost provocați să identifice potențiale riscuri și să se echipeze corespunzător pentru un anumit mediu de lucru. Li se prezintă elevilor o imagine dintr-un anume loc de muncă, de exemplu construcții, panificație, avem și din cadrul medicinei o sală de operații. Elevii trebuie să identifice riscurile de la locul de muncă, să identifice și echipamentul individual de protecție pe care ar trebui să-l poarte lucrătorii la locul respectiv de muncă. Costum. Bocancea antialunecare, ochelarii pe care i-ați mănușile. Masca, mănușile care ne-au fi putut... Și o bonetă care... Și, da, boneta. Care ne-ar fi putut proteja de împrăscări. La competiția desfășurată la Liceul Tehnologic de Filipescu au participat 22 de elevi de la 5 unități de învățământ din județ. În buna tradiție a școlii organizăm în fiecare an tot felul de concursuri, de festivaluri, iar acum am avut bucuria de a organiza acest concurs pe teme de protecția muncii, concurs pe care l-am așteptat și care este o avanpremieră la un concurs de regional de sudori. Este foarte important ceea ce au făcut copiii astăzi, deoarece au pus în practică lucruri pe care le învață la modulele de specialitate, lucruri care le sunt foarte folositoare atunci când fac practică și în viața de adult, indiferent de profilul pe care îl termine, indiferent de calificarea pe care o au. În urma concursului Știu și aplic de astăzi, cele mai bune 5 echipe vor fi trimise să reprezinte Buzăul la faza națională.